Pe 11 iulie, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava dă startul concursului de admitere pentru ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat. În acest an, USV oferă 3060 de locuri bugetate, dintr-un total de 6200 de locuri scoase la concurs, repartizate pe cele aproape 100 de programe de studiu la nivel de licență și masterat, 13 domenii de doctorat și 12 specializări pentru formare continuă, disponibile în oferta educațională. Pentru candidații care doresc să înceapă formarea universitară la USV, sunt disponibile 1565 de locuri bugetate, adică fără taxă, la ciclul de studii de licență. Dintre acestea, 42 de locuri au fost alocate absolvenților de liceu din mediul rural, 22 de locuri absolvenților de liceu proveniți din sistemul de protecție sociale sau cu dizabilități, precum și 15 locuri candidaților de etnie romă. De asemenea, 460 de locuri bugetate cu bursă sunt destinate candidaților români de pretutindeni. Pentru candidații care doresc să urmeze studii la distanță, USV scoate la concurs 450 de locuri. În plus, pentru absolvenții de facultate care doresc să aibă o a doua specializare, au fost prevăzute 300 de locuri pentru conversie profesională. USV precizează că, indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, bobocii cu media de minimum 9 la examenul de bacalaureat vor primi câte o tabletă cu stilou digital. De asemenea, peste 30% dintre viitorii studenți vor primi burse lunare cu valori cuprinse între 900 și 1800 de lei pe lună. La nivel de masterat, candidații au la dispoziție 760 de locuri bugetate, distribuite pe cele 40 de programe de studiu. Dintre acestea, 4 locuri bugetate sunt rezervate candidaților de etnie romă și alte 25 de locuri persoanelor cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități. Alte 220 de locuri sunt disponibile pentru candidații români de pretutindeni. Anul acesta, candidații pot opta pentru un nou program de studii de masterat, digitalizare și data science. În ceea ce privește studiile universitare de doctorat pentru cele 13 domenii, oferta USV include 53 de locuri bugetate, din care 4 sunt rezervate domeniilor prioritare, cu potențial de specializare inteligentă, și 2 pentru candidații de etnie romă. Candidații români de pretutindeni au la dispoziție 15 locuri bugetate, dintre care 10 sunt cu bursă. Procesul de admitere 2024 se va desfășura în perioada 11-18 iulie pentru specializările unde există probe și 11-19 iulie pentru specializările unde nu există probe. Sesiunea a doua de admitere se va desfășura în perioada 2-12 septembrie pentru specializările unde există probe și 2-13 septembrie pentru specializările unde nu există probe. Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis trebuie să se matriculeze cel târziu până la data de 29 iulie, ora 16, pentru sesiunea de vară, respectiv 20 septembrie, pentru sesiunea de toamnă. În ceea ce privește procesul de înscriere, USV anunță faptul că în acest an candidații au posibilitatea de a se înscrie atât on-site în campusul USV, cât și online, folosind platforma de înscriere disponibilă. USV pune la dispoziția candidaților și un sistem electronic de plată taxei de înscriere, care va putea fi accesat în momentul înscrierii și încărcării documentelor în platformă. Candidații români de pretutindeni au posibilitatea de a se înscrie la USV sau la centrele special organizate în orașele Chișinău în perioada 11-13 iulie la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim, în Sângerei în perioada 15-16 iulie, la Liceul Teoretic Mihai Eminescu și Edineț în perioada 15-17 iulie, la Liceul Teoretic Pan Halipa din Republica Moldova, precum și în localitatea Horbova din Ucraina în perioada 15-18 iulie la Liceul Horbova. Și în acest an, etnicii români admiși la USV pot beneficia de burse de studiu în lei, atribuite în ordinea mediilor de admitere, în cuantum de 900 de lei pe lună. Informații detaliate despre procesul de admitere pot fi obținute consultând pagina admitere.usv.ro.